chiar fac un unboxing, am primit un coleg de la kivigym.ro, suplimentele Kevin Levron, acolo veți găsi de acum înainte toată gama Kevin Levron. Vreau să vă arăt ce mi-am comandat, ținând cont că peste două săptămâni am competiție. Vreau să vă arăt ce suplimente folosesc în această perioadă, care sunt suplimentele de bază. Voi deschide cutia. Sunt suplimentele pe care mi le-am comandat. Acestea sunt niște monstre. E genial pre-workout-ul ăsta. Îmi place la mine, acesta la fel. Acesta l-am folosit când m-am antrenat cu Levron. Bun. Mi-am comandat urma eu. Gold Gym. Să-l probez prima dată. După aceea vă prezint suplimentele. Bun. Ok? Da. Bun, asta e ce suplimente mi-am comandat. Bun, aici am un shaker. Am văzut că aici nu este shakerul. Al. O sigla de la Kevin Levron. Asta chiar nu am. Bun. Ce mi-am comandat? O creatină. Creatina să crești forța, te hidratează celula musculară. Eu folosesc 10 grame de creatină zilnic. O combin cu Vitargo, cu un carbohidrat rapid, după antrenament. Mi-am comandat complex de vitamine și minerale, aminoacizi, Anabolic Vitapack. Este un suplement pe care îl folosesc de ceva timp, care mă ajută foarte mult, mai ales în această perioadă când dieta este destul de restricționată. Are o grămadă de chestii, are toate vitaminele, mineralele, aminoacizi. Bun, chiar vi-l recomand. Are un complex de performanță. Bun. Un supliment care mie îmi place foarte mult. Am deschis cutia. Levrotest. Are formulă de dimineață și de noapte. Asta înseamnă că vei avea tot timpul un nivel de testosteron optim în sânge, care te va ajuta să crești performanța în timpul antrenamentului, să te recuperezi mai bine. Și am luat un Galway, un concentrat proteic. Acesta îl folosesc în mod normal. Are pe 100 de gram 72 de grame de proteină, grăsimi 6,7 și carbohidrați 10. Proteina pe care o folosesc în mod normal. Și cam atât cu unboxing-ul. Cam atât sunt suplimentele de bază pe care le folosesc în această perioadă.